trei victorii la scor din tot atâtea posibile, handbalistele pregătite de Gheorghe Tadic au câștigat ediția din acest an a Cupei Consiliului Județean Sălaj, un turneu internațional ce a avut loc la finalul săptămânii trecute în Sala Sporturilor. Debrețen, Bekes, Cioba și Universitatea Cluj au fost celelalte trei echipe care au participat alături de Handball Club Zalău la Cupa Consiliului Județean Sălaj, un turneu ce a devenit o tradiție la fiecare final de an. Cea mai bună echipă a turneului a fost Handball Club Zalău, care a reușit să câștige fără nicio emoție toate cele trei partide disputate. Pe locul secund s-a situat formația din Debrețen, pregătită de Tone Tiseli, fostul antrenor al HCM Baia Mare, care a obținut două victorii la turneul de la Zalău. Bekes Cioba s-a clasat pe locul 3 cu un singur succes, iar ultima poziție a fost ocupată de Universitatea Cluj fără nicio victorie. Handball Club Zalău s-a impus cu scorul de 38-28 în fața echipei ungare Bekes Cioba. După ce la pauză, diferența era tot de 10 goluri, 21-11. Larisa Tama și Andrada Trif au fost cele mai bune marcatoare ale Zalăului, fiecare cu câte 5 reușite, iar de la oaspete, Gavai Sonia a înscris cele mai multe goluri. A urmat partida dintre Debrețen și Universitatea Cluj, câștigată de echipa ungară cu scorul de 28-25. În cadrul reuniunii de vineri seara, Bekes Cioba a învins Universitatea Cluj cu scorul de 27-24, iar ziua s-a încheiat cu jocul dintre Handball Club Zalău și Debrețen. Victoria i-a revenit echipei pregătite de Gheorghe Tadic, care s-a impus cu 26-20. Claudia Constantinescu a fost cea mai bună marcatoare a Zalăului cu 7 reușite, iar de la oaspete Maria Garbuț. Turneul a continuat sâmbătă cu jocul dintre Debrețen și Bekes Cioba, meci încheiat cu scorul de 26-22, iar ultima partidă a turneului a fost cea dintre Handball Club Zalău și Universitatea Cluj. Formația de la poalele Meseșului s-a impus fără nicio emoție în fața clujencelor, de care au dispus cu scorul de 35-22, după ce diferența de la pauză a fost de 8 goluri, 19-11. Da, deci a fost un turneu bun de pregătire pentru toate echipele, așa cum au declarat fiecare. Organizarea a fost bună, îmi pare rău că n-am avut o participare mai consistentă din partea publicului, însă este explicabil, este vorba de zona sau perioada sărbătorilor. Oamenii sunt la țară, sunt preocupați cu tăiatul porcului și cu alte activități specifice acestei perioade. Deci un turneu bun, așa cum am spus, în care am dat posibilitatea tuturor jucătoarelor să intre și să aibă timp de joc. Urmărim intrarea în formă sportivă a echipelor, pentru că se apropie campionatul care începe pe data de 6 ianuarie. Vom mai avea un număr de 3 jocuri la un turneu la Cluj, după care începem campionatul. La final a avut loc și o festivitate de premiere, iar organizatorii au acordat și premii individuale. Cea mai tehnică jucătoare a turneului a fost desemnată Sabin Climec, golgheterul turneului a fost clujanca Florina Chintoan, iar cel mai bun portar Ana Maria Măzăreanu, tot de la Universitatea Cluj.